Emisiunii vin informații, dar vin direct de la sursa. Dina este împreună cu doctorul Marinescu la Magnolie, cum v-am obișnuit, de o săptămână și ceva. Bună dimineața, Dina, ce informații avem? Bună dimineața, din păcate am să vă dau o veste tristă. În această dimineață a fost confirmat al 13-lea deces în cazul unei persoane cu coronavirus. Este vorba despre o femeie de 72 de ani în Caraș-Severin, care era internată la Timișoara. În cazul ei nu s-a descoperit că ar fi fost plecată într-o țară cu risc și nici că ar fi intrat în contact cu o persoană pozitivă cu COVID-19, ceea ce înseamnă că ne aflăm și de această dată în fața unei răspândiri comunitare. Discutăm despre aceste informații care apar împreună cu doctorul Adrian Marinescu de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, vorbim de transmitere intracomunitară. Chiar dacă în momentul ăsta nu e o transmitere largă la nivelul populației, există transmitere fără context. Din păcate, persoanele care au risc și de care am tot vorbit zilele astea, persoanele în vârstă, cei cu afecțiuni cronice, au un risc mult mai mare de a face o formă severă. Încă procentual, numărul de decese este mic raportat la numărul de îmbolnăviri, dar lucrul ăsta se poate schimba. Și m-aș gândi punctual și la ce se întâmplă în mediul rural, unde sunt clar mai multe persoane în vârstă cu afecțiuni preexistente, și aici cred că va fi un element important de ajutat în viitor apropiat. Ei trebuie neapărat să se izoleze și să o facă total. Totuși, cazurile acestea, cele mai grave, nu sunt la Balci. Care este starea pacienților internați la institut? Starea pacienților este bună. Cei mai mulți au forme ușoare și forme medii. Sunt și pacienți monitorizați în terapie intensivă. Doar că acest lucru se poate schimba oricând. Pot să se interneze pacienții în stare gravă, adică lucrul ăsta se poate schimba de la o oră la alta. Și trebuie să fim conștienți de faptul că în viitor apropiat, având mai multe cazuri, mai multe îmbolnăviri, se vor selecționa și formele severe și trebuie să fim pregătiți. Atunci când vorbim de decese, parcă ne sperie mai tare acest virus și atunci când strănută cineva sau tușește, intrăm așa puțin în panică. Care sunt cu adevărat simptomele de coronavirus? Bine, simptomele sunt destul de variate. De cele mai multe ori vorbim de febră, vorbim de tuse, vorbim de dificultăți de respirație și putem să avem și durere în gât. Asta spun de cele mai multe ori, pentru că sunt și alte situații când avem o simptomatologie digestivă, avem niște forme ușoare cu simptomatologie care ar putea să ne spună că e o răceală și de fapt să fie COVID-19. Eu cred că în continuare discutăm de context în primul rând. Vorbim de transmitere intracomunitară și atunci noi toți trebuie să ne izolăm și să luăm în calcul că în perioada următoare, pentru că totul e posibil și pentru că totul e imprevizibil, trebuie să fim mult, mult mai atenți decât până acum. Sunt persoane care cu siguranță în aceste momente stau cu termometrul în mână și își au temperatura cât de des pot, chiar și între cei care stau acasă liniștiți. Cum facem să nu intrăm în panică? Dacă ne luăm temperatura stând acasă, e un lucru bun. Putem să o luăm ori de câte ori vrem. Important este să fim acasă. Nu avem de ce să intrăm în panică, pentru că avem informații în fiecare zi. Știm la ce ne așteptăm, știm că vom avea mai multe cazuri, mai multe îmbolnăviri, știm că vor fi și forme severe. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim îngrijorați, nu relaxați. Dar nu avem de ce să intrăm în panică, pentru că de aici vin și greșelile. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Vreau să mai adaug și eu că Guvernul României, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, a scos o platformă, se numește cemăfac.ro, unde găsiți toate informațiile despre coronavirus, dar și unde puteți completa un chestionar care, la final, vă va spune ce aveți de făcut. În cazul în care aveți simptome de coronavirus, sunteți direcționați fie spre medicul de familie sau chiar spre 112. Așadar, cemăfac.ro, acolo găsiți toate informațiile despre COVID-19. Cam atât pentru moment, dragilor. Dau legătura înapoi în studio. Mulțumim, Adina!